Salutare, prieteni! În acest video o să vedeți câteva secvențe despre râul Reut din apropierea satului Ordășei și o să vedeți impactul lipsei de ploi asupra râurilor de Moldova. Chiar și așa un râu mare ca Reut, practic, este secat. Ca să înțelegeți cât de mult a scăzut apa, iată în partea dreaptă unde oile sunt la tăpătoare, este o mală abruptă cu mai de vreo 2 metri jumate și până acum apa era așa până în sus, iar în partea stângă unde este biserica, iată să vede linia de copaci care în fața la biserică, iată apa până acolo era. Aici a apărut și o stație de pompare de apă. Acest sector de Reut, unde la moment a mai rămas apă, nu este decât un lac de acumulare, iar puțin mai în vale vedem și hidrocentrală. Așa arată Reut câțiva zeci de kilometri mai în vale de acest baraj. Practic apă în el nu mai este. Posibil că peste ani unele râuri de Moldova să rămâi doar ca o amintire, în imagini sau în video.